ce gândim și ce credem, tot timpul face referire la trecut sau la viitor. Ce simțim există numai în prezent. Pentru că a simți e o chestie foarte simplă. Problema e că noi suntem distrași de minte, adică ce credem sau ce gândim. Pentru că simplitatea păcii interioare este recunoașterea că numai realitatea există și irealitatea sau imaginația sau visele nu există. Salutare! Mă bucur tare mult să te regăsesc la un nou episod din Ideaticul și sper, ca de fiecare dată, să-ți ocupi timpul cu sens și să obții noi perspective de cunoaștere. Înainte de a-ți ura vizionare plăcută, aș dori să mulțumesc prietenilor și partenerilor de la 10plus.ro, o platformă de cursuri online pentru copii și adulți cu profesori de 10+. Mă bucur nespus că împreună putem face bine prin educație. Așadar, îți doresc să te bucuri la maximum de acest episod și să adun din el cât mai multe cărămizi ca să construiești o versiune mai bună a ta. Îți super mulțumesc și pe curând! În primul rând îți mulțumesc tare mult că ai acceptat din nou invitația mea. Mă bucur să stau de vorbă cu unul din cei mai faini, aș spune eu, psihologii din mediul online. Ne propunem, așa cum discutam puțin și înainte, să discutăm despre responsabilitate, despre responsabilitatea personală și relațională, pentru că sunt două concepte la modă, sunt două concepte în vogă, dar mi se pare că nu sunt suficient de bine înțelese. De asemenea, ne propunem să discutăm puțin despre încredere, care e într-o relație strânsă, cred eu, cu responsabilitate, cu ideea de responsabilitate, și să aflăm răspunsul la câteva dileme generate de, aș îndrăzni eu să spun, minunatele tale articole de pe vladmureșan.ro și chiar nu este un... Mureșanvlad.ro, Mureșanvlad.ro, exact, da. Nu mai știam exact ordinea. Dar chiar nu este nicio publicitate, niciun fel de publicitate gratuită sau plătită în vreun fel. Sunt niște articole absolut excepționale, scrise într-un mod extrem de simplu, dar extrem de percutant, extrem de sugestiv. Mergând mai departe și încercând să intrăm ușor, ușor în subiectul nostru, te-aș întreba chiar așa, ce este de fapt responsabilitatea personală? Pentru că așa cum am spus și la început, auzim foarte des acest cuvânt. La ce se referă mai exact și ce implică? Acum, sigur că cuvântul în sine poate să însemne orice. Eu să încerc să îl detaliez și să îl definesc așa cum am învățat în practica mea că ajută. Deci scopul meu este să ajut oamenii să le fie cât mai clar ce au de făcut, încât să-și depăsească obstacolele personale, profesionale și de cuplu. Deci, aici ideea e să ajute. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, e util să fie, așa cum ai zis, clar și simplu, ca să știi ce ai de făcut. Acum, cumva, noi folosim cuvântul responsabilitate pentru foarte multe lucruri și de-aia e foarte puțin util, aș spune, în condițiile în care nu știm la ce se referă. Pentru că, dincolo de un cuvânt pe care alegem să-l folosim, există o realitate pe care o denumește acel cuvânt. Și atunci trebuie să vedem la ce ne referim când folosim cuvântul responsabilitate. Dincolo de cuvânt, ne referim la o realitate. Și cu cât face mai clară realitatea la care ne referim când folosim cuvântul, cu atât e mai util să folosim cuvântul. Deci, trecând peste această introducere, la ce mă refer eu când spun responsabilitate, este să îmi asum că e treaba mea să îmi găsesc liniștea și locul care mi se potrivește. Deci e vorba de a fi cumva pe postul de manager sau administrator al propriei vieți. Asta nu înseamnă sigur că nu pot să cer ajutor și tocmai pentru că sunt responsabil de viața și de liniștea mea, cer ajutor atunci când simt că am nevoie, fie că e de la un psiholog, fie că e de la orice alt specialist, în orice alt domeniu. Am găsit pe cineva să te ajute cu finanțele, cu curățenia, cu orice ai nevoie să fii ajutat. Există foarte mult ajutor în ziua de astăzi. Însă responsabilitatea, adică șeful sau administratorul, sunt eu. Da, e treaba mea să mă ocup de aceste lucruri.
acest cumva concept, eu consider că e foarte util și important să fie delimitat de vină. Că noi credem că dacă cineva e responsabil, înseamnă că dacă nu iese, e vinovat și trebuie pedepsit. Și eu spun că asta este o preocupare greșită, care încurcă corectarea greșelilor care sunt naturale în procesul de învățare și maturizare. Da? Deci nu e așa important să te pedepsești sau să pedepsești o greșeală, cât e să o corectezi. Da? Adică să înveți ce ai greșit și să faci o treabă mai bună dacă se poate. Da? Și asta este ceea ce îți oferă responsabilitatea pentru propria viață. Îți oferă capacitatea să înveți eficient din greșeli, cu scopul de a nu le mai repeta de prea multe ori. Pentru că dacă nu înveți eficient, o lecție trebuie repetată, o greșeală trebuie făcută din nou. Da? Și aici deja putem face paralela cu relațiile, unde oamenii fac aceleași greșeli în relații diferite. Da? Aceeași situație, în aceeași situație ajung cu fiecare relație, ceea ce înseamnă că nu am învățat, că repet greșeala. Și unul din motivele pentru care repet greșeala e că nu mi-asum responsabilitatea pentru suferință. Da? Deci dacă e treaba mea să-mi găsesc liniștea, dacă nu am liniște, eu am greșit. Da? E greșeala mea dacă eu nu mi-am găsit liniștea, care e responsabilitatea mea să-mi o găsesc. Da? Asumându-mi această responsabilitate, învăț din feedback-ul vieții. Dacă viața îmi dă feedback, încerc o chestie și nu merge sau mă simt rău, da, arată că am greșit. Dacă nu mi-asum responsabilitatea, dacă pun responsabilitatea pe altcineva, dacă dau vina, da, atunci, sigur că nu pot să fac nimic pentru că altul trebuie să se schimbe, între ghilimele. Atunci, sigur că tot schimb persoana și greșesc la fel, spunând ceilalți greșesc, nu eu. Celălalt este de vină. Sigur că asta se întâmplă și pentru că noi ne simțim vinovați de fiecare dată când greșim. Și am mai discutat și în alte locuri despre aspectul ăsta al pedepsei în copilărie, care duce la vină, și când copilul se simte vinovat, caută să se elibereze, să scape de vina asta, și unul dintre modurile prin care încearcă să se scape de vină e să dea paltul. Toate discuțiile noastre despre cine e de vină, politicienii, femeile, bărbații, minoritățile, sunt despre cum să scap de vina pe care o simt atunci când văd că am greșit. Însă dacă aș lăsa discuția despre vină la o parte și mi-aș asuma responsabilitatea simplu pentru greșeală, adică să recunosc că am greșit și că asta e parte normală și naturală din procesul de învățare, atunci aș putea să mi-o corectez încât să învăț din experiență și să nu mă mai găsesc în același punct din nou. Da, dar ce faci cu oamenii care, ok, conștientizează? Eu am întâlnit foarte mulți oameni care conștientizează tot procesul pe care l-ai descris tu, dar parcă ghidați de o forță ocultă, și nu exagerez foarte mult când spun asta, tot se învârt în același cerc și intervine o anumită rezistență la schimbare. Conștientizează că trebuie să nu mai repete greșelile, conștientizează că trebuie să ia feedback de la viață, conștientizează că nu-și pot rezolva singur problemele și apelează la un specialist, dar totuși nu reușesc să facă declicul. Unde e problema până la urmă totuși? E o problemă de neasumare. Adică sigur că eu pot să zic da, am înțeles. Deci să spun da, am înțeles, e foarte ușor, că sunt niște sunete scoase pe gură. Dar înțelegerea se referă la faptul că observi în experiența directă că ceea ce încerci nu se poate. Deci în momentul în care tu, ca și copil, afli că nu există Moș Crăciun, tot procesul de a scrie scrisori și de a încerca să-l convingi, să pică complet. Pentru că îți dai seama că nu are nicio noimă, că nu există. Dar la asta mă refer că omul a înțeles. Și sigur că omul când zice nu, că eu cred că se poate și cu alte strategii de victimizare, manipulare, control și așa mai departe, ei cred că Moș Crăciun încă există și continuă să-i scrie degeaba. Deci când zice eu am înțeles, dar nu pot, de fapt nu înțeles și nu vrea. Pentru că crede că se poate și cu strategia lui. Adică, cu alte cuvinte, are nevoie de mai multe greșeli, de mai multă suferință, ca să verifice el sau ea pe pielea lui. Până ajunge la un prag limită. Păi, el decide care e pragul la limită. Deci trebuie să sufere mai mult și mai mult și mai mult, până când se hotărăște că e destul. No, dar nu pot eu să decid cât e acel destul pentru om. Cât de jos trebuie să ajungă. În ce situație neplăcută și plină de suferință și singurătate trebuie să ajungă ca să-și asume responsabilitatea. Asta fiecare om trebuie să decidă pentru el, că de aia
Terapia nu poate funcționa pentru că nu poate lua această decizie. Decizia asumării este a clientului și după aia te ajut cu treburile pe care vrei să le rezolvi, dar până nu vrei să ți le rezolvi singur, nu te pot ajuta. Dar există un lucru esențial pe care cel care apelează la un specialist, să spunem, trebuie să-l facă. Adică, ok, asumare, asta e clar, dar în ce constă exact această asumare? Că el își dă interesul să lucreze cu el, își dă interesul să afle, să cunoască, să experimenteze. Care ar fi această asumare? Deci sunt trei pași. Primul pas, l-am descris, dar îl repet. Primul pas este să recunosc și să accept că e treaba mea să-mi găsesc liniștea și locul care mi se potrivește. E treaba mea. Nu a psihologului, nu a partenerei, nu a copilului, nu a lui Dumnezeu, nu a altora, este treaba mea. Da? Doi, pasul doi. Dacă sufăr sau dacă mă aflu într-o situație care nu-mi place, eu am greșit. Adică nu mi-am făcut treaba de a-mi găsi liniștea și locul care mi se potrivește. Dacă sufăr sau sunt în conflict într-o situație care nu-mi place, eu greșesc. Eu greșesc. Nu alții. Eu. Pentru că eu sunt responsabil, e treaba mea, să-mi găsesc liniștea și locul. Și pasul trei este să îmi recunosc simplu greșeala și să o corectez. Ce înseamnă să recunosc simplu? Să spun, am greșit, punct. Să nu cad în discuții și diversiuni, distrageri despre de ce am greșit, care sunt cauzele greșelii, cum să fac să nu mai greșesc, sau cine e de vină pentru greșeală, eu sunt de vină, tu ești de vină, societatea, Dumnezeu e de vină, cine, psihologii sunt de vină, femeile, bărbații, minorități, cine e de vină, nu e nimeni de vină. Toate aceste discuții despre de ce și despre vină sunt distrageri și diversiuni de la singurul lucru care contează. Identificarea greșelii și corectarea ei. Și există o singură greșeală, de fapt. Una singură. Greșeala este că am crezut ceva neadevărat. Și corectarea greșelii este simpla recunoaștere a adevărului. Credeam că și se pare că. Asta e toată corecția necesară. Am crezut că prietena trebuie să și acum văd că nu trebuie să. Am crezut că ea o să sau el o să și acum văd că nu a făcut chestia aia. Eu am greșit crezând ceva ce nu s-a întâmplat. Ideea asta de simplu. Nu-i nimeni de vină pentru diferența asta dintre așteptările mele și realitate. Tot ce am de făcut e să renunț la așteptări, la pretenții, la iluzii și să mă întorc la realitate, la adevăr, la ceea ce se întâmplă, la ceea ce văd cu ochii mei. Asta este corecția. Și este foarte simplă. Dar noi suntem distrași de discuții interminabile și inutile despre de ce și despre cine e de vină, cine trebuie pedepsit. Nu trebuie nimeni pedepsit, nici alții, nici eu. Tot ce am de făcut e să corectez greșeala, să renunț la iluzii și să accept adevărul așa cum se dezvăluie în experiență. Și așa mă voi maturiza. Așa voi, ce înseamnă să te maturizezi? Înseamnă să îți cureți iluziile, de exemplu, iluzia că există Moș Crăciun, da, există o vârstă unde renunți la iluzia asta. O altă iluzie este că există un suflet pereche, care mă face fericit prin simplu fapt că se prezintă în viața mea, e o altă iluzie. Și mai sunt multe altele. Cu cât ne încăpățânăm să ne păstrăm iluziile, cu atâta viața va părea mai dureroasă, nedreaptă și neplăcută. Motivul pentru care viața pare neplăcută este că ne-am atașat de niște iluzii și de fiecare dată când iluziile se ciocnesc de realitate, vor durea aceste iluzii, pentru că sunt iluzii și adevărul câștigă întotdeauna între iluzie și adevăr. Și de-aia trebuie să-mi asum responsabilitatea, în sensul că dacă sufăr, m-am atașat de iluzie. Și ca să mă eliberez de suferință, că nu, treaba mea ca psiholog e să ajut omul să se elibereze de suferință, trebuie să renunț la iluzii. Da. Și ăsta e pasul cu care te pot ajuta. Dar dacă spui, eu nu am o iluzie, că realitatea e greșită, nu eu greșesc, realitatea greșește, nu te pot ajuta, pentru că realitatea nu greșește. Mm-hmm. Dar care e limita? Că e o limită fină aici, între iluzie și realitate, între sistemul de iluzii și realitate. Cum poate un om să discearnă între cele două? Prin suferință. Prin suferința, nu e chiar așa, pentru că suferința nu este o boală. Problemele emoționale nu sunt boli. Ele sunt feedback. Niște semne. Sunt feedback la ideile pe care le crezi și la concepțiile și așteptările de care te-ai atașat. Și când doare, e un semn să-i dai drumul. Așa cum dacă ții mâna în foc, te doare și asta îți spune să-ți scoți mâna,
La fel când doare sufletește, trebuie să renunți la povestea de care te-ai atașat. Asta înseamnă să-ți asumi responsabilitatea. Eu mă înșel dacă sufăr. Eu mă înșel. Și tot ce trebuie să fac este să corectez greșeala, să recunosc adevărul, care e evident. Că de-aia doare, pentru că încerc să fug de el. Încerc să mă mint și încerc să-i forțez pe alții să mă mintă, așa cum mi-ar plăcea mie să cred că nu e adevărat, moșcăciune există. Mm-hmm. Dar din... Sigur, nu o să te, n-o să te rog să-mi dai nume acum, dar din experiența ta cu clienții și din lucrul tău cu clienții care au reușit să-și depășească acest sistem de iluzii, ce au făcut ei de au reușit? Sigur că știm, nu toți suntem la fel, nu există rețetă universală pentru toți, dar poate unii pot identifica anumite pattern-uri și anumite repere. Ce au făcut ei la sfârșitul procesului de vindecare, să spunem? Cu siguranță ai lucrat cu oameni care au venit la tine într-un stadiu și la final au plecat fără acele iluzii în buzunar. Au plecat cu buzunarele goale. Deci, nu e așa complicat. Ce trebuie să faci să-ți asumi responsabilitatea pentru suferință, să recunoști că ai greșit în ce credeai că o să se întâmple și să renunți la ceea ce vrei, în condițiile în care înțelegi că nu se poate. Da, asta e ceea ce avem de făcut, să identificăm ce vrem, și asta e un proces de introspecție, să aflu ce vreau cu adevărat. Că noi ceea ce vrem de multe ori ținem ascuns atunci când ceea ce vrem este imoral, neetic, lipsit de integritate. Da? Deci nu putem spune ce vrem. Un hoț nu poate să spună vreau să te furi. Și atunci spune că, vai, scuze-mă, m-am împiedicat și ți-am băgat buna în buzunar. Deci aici primul pas e să recunosc ce vreau. Și uneori e dificil pentru că apar sentimente de rușine, vinovăție și de ai nevoie de psihoterapeut ca să poți recunoaște în siguranță că ceea ce vrei e incorrect sau dubios. Da? Da, când observi că ceea ce vrei e dubios, incorrect sau imposibil, atunci trebuie să renunți. Deci după ce ai făcut introspecția și ai văzut că ceea ce vrei fie este incorrect, fie nu se poate, și de obicei astea două se suprapun, după aceea trebuie să renunți. Și când ai renunțat, ai un proces de doliu, o tristețe, o dezamăgire în care ceea ce sperai că o să se întâmple, ai înțeles că nu o să se întâmple, și o dezamăgire, o dezamăgire, observ cum eram amăgiți și după aia ne-am dezamăgit, ca să revenim la realitate și la adevăr, și în urma acestui proces ai pace, liniște și poți să mergi mai departe cu viața ta și cu ce se poate din contextul real în care te afli, deci nu iluzii, ci ceea ce se poate în realitate, pe bune. Uh-huh. Am vorbit mai devreme că una din opțiunile acestea ale responsabilizării e, pe de o parte, sistemul de iluzii, că ne-am atașat de un sine fals, de un sistem de iluzii, dar vorbești tu într-un articol și de o a doua opțiune, și anume fuga aceasta de realitate, fuga care devine practic o dependență, această fugă de realitate. De ce intervine ea? E conștientă? E inconștientă? Păi, sigur că e semiconștientă, adică e clar că noi fugim și dacă suntem, ne oprim și suntem un pic sinceri cu noi, ne dăm seama că fugim. Dar există și un aspect în care nu vrem să recunoaștem asta. Deci cumva cu cât suntem mai atașați de iluzii și cu cât ni le protejăm mai intens, cu atâta nu putem să... Da, știi, eu am o iluzie și vreau să-mi apăr, domnul psiholog, ajută-mă să-mi apăr iluzia. Deci nu poți să spui asta. Pentru că e absurd, incorrect. Și de-aia trebuie să zici, nu, că e vorba de o traumă. Da? Sau e vorba de o altceva. Știi? Deci cumva nu vreau să se vindece, ci vreau să se perpetueze. Vreau să îmi confirm că iluzia e adevărată. Da? Și sigur că asta nu se poate. Da? Deci dacă eu aș recunoaște că e o fugă, deja da, e acolo un pic de adevăr. Deja a început să se prăbușească iluzia, când o recunosc ca iluzie. Însă faptul că folosesc alte cuvinte ca să ascund aspectul iluzoriu al așteptărilor mele, e de fapt procesul de automințire, autoamăgire. Deci modul în care eu fug de iluzii este că mă mint pe mine însumi că nu fug și că nu-s iluzii și că altcineva-i devină și că alții trebuie să schimbe sau să facă ceva. Dacă conștientizez că fugi, ok, e intuitiv să spunem că nu, realizez că nu trebuie să mai fugi, dar totuși ai impulsul ăsta. Sigur. Păi că dacă înțelegi că te încurcă mai mult decât te ajută, când îți dai seama că fugi, poate nu de fiecare dată și la început o se întâmple rar,
Dar când îți dai seama, așa rar cum e, cu ajutorul psihologului sau unui prieten sau cuiva care e sincer cu tine, poți să te oprești. Deci înțelegi că procesul ăsta de vindecare implică recunoașterea faptului că suferința e autoprovocată. Deci eu dau în mine prin această fugă. Și tot ce trebuie să fac ca să mă vindec sau ca să se vindece de la sine, e să nu mai dau în mine. Mă opresc din fugă. Dar deci nu implică să fac ceva în plus. Implică doar să văd că eu îmi fac rău și să mă opresc. E simplu. De aia spun că soluția e simplă, deși problema este foarte complicată. Soluția e simplă, trebuie doar să mă opresc. Mă liniștesc. Să-mi dau seama, bă, this is not work. N-are nicio șansă. Nu se întâmplă. Te dai drumul. Te dai bătut. Da? Nu lupți cu adevărul. Te dai bătut în fața realității și în fața adevărului. Recunoști că nu se poate și că te-ai înșelat. Până la urmă îți recunoști limita și recunoști că acolo este T0 de la care trebuie să pleci. Exact. Deci aia înseamnă că renunți la ce-am vrut. Da? De aia este o oprire, nu este o adăugare. Nu fac ceva nou, nu fac ceva în plus, fac ceva în minus. E mai puțin, e mai simplu. Mintea este mai simplificată. O minte simplă este o minte eficientă, în care sunt puține concepte, puține principii, care mă ghidează în orice situație. Cu cât e mintea mai complexă, mai complicată, cu filozofii mai sofisticate, cu tot felul de principii și concepte și constructe și relații între ele infinite, cu atâta, în acea confuzie, se poate ascunde aspectul ăsta de fugă de realitate. Tocmai de asta am remarcat simplitatea articolelor tale. Tu cum ți-ai găsit? Că e clar că dacă reușești să scrii așa simplu, e clar că ai și o minte coerentă și o minte clară, simplă. Cum ai ajuns la această simplitate? Că bănuiesc că ai avut și tu luptele tale. Sigur, păi e un proces de distilare continuă, o serie de modele care apar și în psihoterapie, sunt mai multe modele ale psihopatologiei, ești învățat în facultate, în formare. Le lași la o parte. Îți creezi un propriu model din experiență și care se verifică în practică și după aia lași la o parte. Și după aia construiești un nou model și mai simplu și mai vezi că funcționează și după aia lași la o parte. Deci, practic, fiecare model îl lași la o parte. Sigur că tendința psihicului să se atașeze, să scrie o carte, să zice, asta e tehnica mea, ce grozavă să eu am găsit tehnica. Însă orice tehnică are o viață scurtă și cu care viața mai scurtă, cu atât poți să treci la următorul nivel, care e și mai simplu. Și sigur că până la urmă nu rămâne nimic. Pentru că simplitatea păcii interioare este recunoașterea că numai realitatea există și irealitatea sau imaginația sau visele nu există. Deci lucrurile sunt foarte, foarte simple în esență, însă pentru că noi avem o minte complicată, plină de povești inutile, procesul ăsta de curățare durează timp. O dura și la mine și durează și la clienții mei. Cu cât îmi fac treaba pe mine de simplificare a minții și a iluziilor din cap, renunțarea la ele, cu atât sunt mai eficient în munca mea. Știi? Cu cât am eu mai multe teorii și povești prin care ascund faptul că nu știu, cu atât sunt mai ineficient. Pentru că terapia în sine este foarte simplă, însă necesită o pace și o liniște și un echilibru care e o stare destul de aparte, destul de rară în societatea actuală, să fim împăcați cu noi înșine, să nu fim plini de vinovății și rușini pe care să le încercăm să le compensăm prin merit și superioritate. Deci aici e o problemă foarte mare și complicată, la care soluția este foarte simplă, din nou. De aia nu e așa important să cădem foarte mult în discuții despre de ce este această problemă, cauze infinite și complicate, pentru că soluția e simplă. Soluția chiar este simplă. Știi? Și de aia cine devină este o diversiune. Corectarea fiind, de fapt, soluția. Da, foarte fain. De fapt, aceste tehnici de care vorbești tu, tot un sistem de iluzii sunt, dacă stai și te sigur, gândești. Și de aia, cu cât e mai atașarea mic, de aceste tehnici, mai exact. Da. Și cu cât e mai mic acest sistem, cu atâta îți permite mai puțin să te atașezi de el. Pentru că nu prea ai ce să te atașezi de realitatea există, non-realitatea nu există. Nu. Mare lucru, nu poți să spui despre asta. E că am spus totul și am plecat acasă, știi? Uh-huh, uh-huh. Deci terapia poate fi și subsumată în am crezut că și se pare că nu. That's it. Știi? Dar spus cu 1000 de cuvinte pentru 1000 de situații, cu răbdare și înțelegere. Exact. Tu, ca să sintetizezi din ce am înțeles, ți-ai creat practic propriul model despre lume, bazându-te pe experiența altor modele pe care le-ai încercat.
Și le-ai, da, în cele din urmă, le-ai distilat, da, le-ai cernut și a rămas propriul tău model despre lume cu care operezi. Da, da, orice model nu este lumea. Harta nu este teritoriu. Da? Deci realitatea nu este în cuvinte și nu este în modele. Și de-aia trebuie să arunci la gunoi un model, să nu te atașezi de el. Știi? Și pentru că, sigur că e tentația să creezi un nou model și mintea va face asta constant. Dar cu cât îl arunci mai mult la gunoi, cu cât renunți la el, cu atât ești mai conectat la prezent sau la realitate, care e dincolo de cuvinte și dincolo de orice model. De-aia cumva trebuie să încerci, devii să... Acum vorbim despre psihoterapie mai mult. De-aia ca terapeut trebuie să înveți să devii confortabil în necunoaștere sau în necunoscut. Nu știi ce urmează, nu știi ce o să se întâmple, nu știi ce o să faci. Și din această necunoaștere apare ceva nou. Apare acel insight. Că dacă te atașezi de o strategie și încerci să o aplici sistematic, o să vezi că nu mai funcționează la un moment dat. Și de-aia trebuie să fii complet gol, prezent, deci nu știu ce o să se întâmple, hai să vedem. Mm-hmm. Spui tu foarte fain că pentru a ne asuma responsabilitatea pe deplin, trebuie să plecăm de la ceea ce suntem cu adevărat. Iar asta stă scris în sensibilitatea noastră, adică în ceea ce simțim. Și te-aș întreba, cum ne dăm seama de ceea ce simțim? Există niște indicatori în sensul ăsta? Nu, că a simți e o chestie foarte simplă. Problema e că noi suntem distrași de minte, adică ce credem sau ce gândim. Ce gândim, ce credem, nu este ce simțim. Da? Ce gândim și ce credem, tot timpul face referire la trecut sau la viitor. Ce simțim există numai în prezent. Tu poți să vezi, să auzi, să simți, doar în prezent. Și de-aia problema asta cu sensibilitatea sau ce-o fi asta, că nu prea înțeleg, e o treabă de prezent. Deci numai acum poți să simți. Și ceea ce simți acum se schimbă. Deci acum simt pace, în 5 minute simt agitație. Deci este un adevăr care este viu. Mintea, în schimb, vrea să se atașeze și zice, nu, păi dacă am găsit pacea, vreau să țin pacea. Da? Dar nu se poate, pentru că adevărul e viu. Și de-aia trebuie să mă uit în ceea ce simt în prezent. Ca feedback la ceea ce cred, că de fapt despre asta e vorba. Da? Deci și adevărul este deci, un feeling, aș putea spune. Este o validare că ceea ce crezi este adevărat prin felul în care te face să te simți. Și de-aia când simți pace, ăla e adevărul. Că de-aia spuneam că e treaba ta să găsești liniștea și locul care ți se potrivește. Când ai găsit liniștea, ești în adevăr. Când ești neliniștit, ești în iluzie. Dar dacă e o situație în care e un mix de pace cu neliniște și alternează, ce înseamnă asta? Tot timpul va fi un mix, pentru că în spatele agitației tot timpul este liniște. Liniștea nu o pierzi niciodată, că tu ești acea liniște. Dar peste liniște apare un zgomot, o agitație. Că de-aia dacă oprești agitația, îți dai seama că era liniște în spatele liniștei tot timpul cu tine. Dar e acoperită de agitație și de-aia trebuie să te oprești. De minte, practic. De mintea intervine peste acea liniște. Exact. Mintea sofisticată cu 1001 de planuri și obiective și vise care una peste cealaltă se tot derulează. Și de-aia când mintea e simplă, când modelul pe care l-ai este simplu, nu prea ai ce să te tăgândești. Te tot întorci la realitate. Bă, realitatea una, hai să vedem care e. A, dar la ce trebuie să mă gândesc? Ce trebuie să... Băi, te întorci la realitate. Ce simți în corp? Ți-e fric, te îmbraci, ți-e foame, mănânci, ți-e dor de un om, îl contactezi, lucrurile pot fi simple. Dar eu vreau să controlez și vreau să fie a meu și vreau să... Nu se poate. Da. Tot tu spui că deciziile inconștiente nu pot fi schimbate. Și singura noastră putere constă, de fapt, în deciziile pe care le luăm conștient. Dar ce facem atunci când deciziile inconștiente îți impactează, de fapt, puterea în prezent? Pentru că tocmai asta generează conflictul interior. Ciocnirea aceasta dintre subconștient și conștient. Da, sunt niște mecanisme, da? Sunt niște obiective inconștiente. Adică vreau ceva, dar nu-mi dau seama încă ce vreau. Și introspecția sau autocunoașterea, la asta se referă. Să-mi dau seama ce vreau. Agitația asta, nu ziceam că dacă e liniște, nu vrei nimic, basically. Dar dacă ai o agitație, vrei ceva. Însă nu ți-e clar încă ce vrei. No? Și introspecția te ajută să te uiți în interior, să scoți din inconștient, în ghilimele,
Aici cuvintele astea, inconștient, conștient, așa, complică foarte mult și creează mitologie și tot felul de misticisme. Dar spune, măi, nu-ți dai seama. Deci putem folosi cuvinte simple ca să nu intrăm despre dinamica inconștientului. Perfect. Și mai departe. Deci cum nu-ți dai seama. No, ești mânat, de, așa, te agiți, te ca un Pepsi și dacă te întrebi ce vrei, nu știu, dar ceva nu-i regulă, ceva lipsește, ceva nu-i regulă. No, asta e superficialitatea, ești mai la suprafață. No, și introspecția implică să te uiți în interior, în profunzime. Și cum faci introspecția? Uite, o nouă tehnică, deși și atât, no, e pseudotehnică. E pasul numărul 1 în care te întrebi ce fac acum? Ce fac? Uite, eu acum vorbesc. Da? Deci asta dau din gură, asta vorbesc. Dacă, de exemplu, eu zic în 2023 my New Year's Resolution, da? Deci promisiunea mea pe 2023 este să învăț o limbă străină. Da? Să învăț germana, să zic. Da. Când zic, da, ce fac acum? Păi vreau să învăț germana. Nu, nu, nu. Că ce fac acum este că vorbesc. Da? Al doilea pas al introspecției, după ce am zis ce vreau, ce fac, vorbesc. Da? Al doilea pas este ce vreau cu ceea ce fac acum. Care e scopul faptului că vorbesc despre asta? Și stau un pic cu întrebarea asta. Da? Ce vreau cu faptul că vorbesc despre faptul că o să învăț germană? Da, și al treilea punct, a treia întrebare, este ce imagine apăr cu ceea ce fac? Că ceea ce vreau întotdeauna, la nivel de agitație, e să-mi apăr o imagine despre sine. Da? Și imaginea despre sine este cel care învață lucruri noi, care este intelectual, inteligent, dezvoltat și așa mai departe. Deci asta e imaginea pe care încerc să o apăr cu promisiunea că o să învăț o limbă străină. Dar tu poate nu vrei aia. Păi evident că nu vrei. Că tu ce vrei este să vorbești. Că asta fac acum. Că de-aia primul pas este ce fac acum. Vorbesc. Atâta fac. De ce vorbesc? Ca să îmi apăr o imagine de om inteligent. Dar eu nu vreau să învăț o limbă străină. Eu vreau să-mi apăr imaginea de om inteligent. Înțelegi ce vreau de fapt? Că pare că vreau, că eu zic așa, da, vreau să fac nu știu ce și nu reușesc. Da? Mă procrastinez. Îmi doresc, dar cumva nu mă pot apuca. Numai nu mă pot apuca oare de ce? Că eu chiar vreau. Și ce spun că prin procesul ăsta de introspecție o să afli că, de fapt, nu vrei să faci chestia aia, vrei să vorbești despre ea. Motivul pentru care vrei să vorbești despre ea ca să-ți proiectezi o imagine. Și în momentul în care ai vorbit, ți-ai îndeplinit obiectivul, ți-ai creat imaginea. Nu ai de gând să faci, vrei numai să vorbești ca să pari. Știi? Asta e aspectul iluzoriu. Bun, și dacă trebuie să facem lucrul respectiv, mergând pe exemplul tău, e foarte, nu știu, e imperios necesar să învăț germană pentru că altfel nu pot progresa în carieră. Cum împaci? Faptul că... Deși eu nu vreau, eu nu vreau în sinea mea. Exact. Păi dacă nu vrei, înseamnă că nu crezi că este imperios necesar. Deci, poate că ți-o zis cineva că trebuie să faci chestia și tu zici, da, da, o să o fac, dar de fapt nu vrei și nu consideri că trebuie. Că dacă chiar ai considerat că trebuie, deci dacă ai fi convins că asta e adevărat, că chiar trebuie, că altfel nu te angajează, fie îi spune, ok, și te pui pe treabă, fie îi spune, I'm out, nu mai lucrez aici, că nu am de gând să o învăț. Deci una este să am în cap cuvântul trebuie și alta este să consider că e adevărat. Aici voiam să ajung, că de fapt, de multe ori, noi funcționăm după acest trebuie. Trebuie să facem, trebuie să fim, trebuie să... Asta e autoamăgirea. Dar, exact, că acel trebuie e posibil să nu corespundă cu sistemul nostru de valori și cu esența... Dar nu e vorba de sistemul de valori, e vorba de adevăr. Pentru că la nivel simplu și sincer, ce înseamnă trebuie? Înseamnă obligativitate. Înseamnă inevitabilitate. Da? Deci dacă ridic o carte, ea va cădea, ea trebuie să cadă. De ce trebuie? Pentru că va cădea de fiecare dată. Este inevitabil. Eu când spun trebuie să învăț o limbă străină, asta nu este adevărat, pentru că nu trebuie să învăț. Nu este inevitabil. Nu este o lege a universului care nu poate fi oprită. Nu este gravitație, înțelegi? Gravitația spune trebuie punct în orice situație. Dar eu folosesc cuvântul trebuie pentru, de fapt, mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea să, dar nu. No, asta e, de fapt, sinceritatea. Ar fi fain dacă, dar nu vreau. Și înlocuiesc nu vreau cu trebuie. Când realitatea impulsului din interior este că nu vreau și nu consider că are sens și nu consider că are utilitate și, de fapt, nu consider că trebuie. De-aia eu când spun trebuie să mă mint și încerc să-i mint și pe alții, îmi creez o imagine care nu are nicio legătură cu realitatea. Că cel care chiar consideră că trebuie să facă un lucru,
tace și îl face. Nu vorbește despre trebuie. Foarte fain, ai punctat. Spuneam că o să vorbim puțin și despre relații, pentru că tu ești specializat în relații de cuplu. Și te-aș întreba ce înseamnă, am vorbit despre responsabilitate mai mult personală la început, dar ce înseamnă responsabilitatea într-o relație de cuplu? Păi, depinde la ce ne referim când folosim cuvântul relație, pentru că oamenii din nou înțeleg fiecare ce vor, sau ce, că unii nici nu explică ce vor, pentru că lasă cumva așa o confuzie în spatele căreia se ascundă motivații lipsite de integritate, așa cum am mai zis. Da, dacă să simplificăm, ce înțeleg eu că este o relație, sau relația la care mă refer, este relația de încredere. Da? Adică sunt responsabil să fiu o persoană de încredere în cuplu. Și în alte relații, dacă vorbim despre relații de cuplu, mă refer eu la încrederea în cuplu. Pentru că când sunt responsabil de această încredere, adică îmi stabilesc că încrederea în cuplu este obiectivul de care vreau să mă ocup, că asta înseamnă responsabil, sunt administratorul încrederii în cuplu. Mă rog, în ceea ce mă privește, că nu pot să decid pentru partener, dar în relația mea de cuplu, eu o să fiu responsabil să merit încrederea cât de mult se poate. Vreau să o merit. Da? La asta mă refer eu când spun responsabilitate. Sunt responsabil de încrederea pe care mă aștept să o primesc în cuplu. Deci vreau să fiu un om care merită această încredere, să fiu demn de ea. Așa, este procesul de maturizare, în care renunț la iluzii, renunț la control, renunț la manipulare, renunț la ipocrizie, renunț la falsitate, renunț la șantaj, victimizări, reproșuri, amenințări, ingușiri, negocierea de compromisuri, control prin angajamente și contracte prin care încerc să-l forțez pe cealaltă să facă ceva ce nu simte. Am detaliat pe site și în alte discuții despre la ce anume trebuie să renunț. Foarte, foarte multe lucruri incorrecte și rămân puține și plăcute. Astfel încât ajung să merit încrederea, pentru că mă ocup de acele lucruri puține și plăcute, în loc să mă ocup de multele greșeli care duc la îndepărtare, înstrăinare și conflict. Mm-hmm. Dar de ce de multe ori oamenii nu pot accepta libertatea celuilalt într-o relație? Pentru că își doresc să-l controleze. Deci e destul de simplu. Nu pot accepta libertatea pentru că nu vreau libertatea. Vreau controlul sau detenția partenerului în cuplu. Așa, așa am fost învățați. Da? Asta e modelul la care asistăm și pe care credem că trebuie să limităm. Partenerul este al meu. Asta este posesivitatea sau posesia. Nu? E chiar o extensie a sclaviei până la urmă. Se consideră că o ființă poate să-ți aparțină ca un obiect. Nu? Dar noi considerăm că e ok. Da? Când în esență este o atitudine profund greșită. Un om își aparține sieși. Nu este sclav. Nu este deținut. Nu poate fi deținut. E o iluzie. Și de aia când crezi că un partener îți aparține, în momentul în care vezi că este liber, iluzia ta de detenție sau de posesie este rănită de realitatea faptului că un om este liber. Orice ființă vie este liberă. Nu poate fi deținută. Deci dacă crezi că îl deții, o să vrei să-l controlezi în baza acestei convingeri false. Și atunci libertatea o să rănească această fantezie, această iluzie incorrectă. Și ca să elimini această iluzie, presupune tocmai asta, să te întorci la tine, să lucrezi cu tine. Să-ți dai seama că ceea ce vrei este incorrect și imposibil. Nu poți să deții un om. Nu? Poți să cooperezi cu un om. Poți să fii prieten. Poți să conciliezi diferențele și să te bucuri de punctele comune, dar nu poți să deții și să controlezi și să folosești un om, să-l exploatezi și să numești asta prietenie sau iubire, că nu e. Mm-hmm. Dar, de exemplu, o relație e mai degrabă rodul unei întâmplări sau se construiește ca o casă, de exemplu? Păi depinde la ce ne referim când spunem relație. Când spunem încredere, da, se construiește pe procesul individual de maturizare al participanților la relație. Deci dacă relația este încrederea, atunci ea este construită pe decizia de a fi sincer, autentic și corect, adică de a respecta alegerile și libertatea celuilalt, și pe aceste principii pot să construiesc, prin alegerile pe care le fac, în concordanță cu aceste principii, o relație bazată pe încredere.
meritată. Dacă relația este altceva, o iluzie, o fantezie, un vis, un scenariu, atunci munca la relație ar însemna să joci rolul pe care scenariul îl presupune. Dar eu nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre încredere, despre autenticitate, despre libertate și onestitate, nu despre cum să te prefaci convingător, cum să devii un actor profesionist. Asta nu ține de psihologie, ține de actorie. Și autenticitatea asta trebuie să fie de ambele părți, ambele persoane implicate în cuplul respectiv trebuie să ajungă la același nivel de autenticitate, pentru că e vorba de nivel. E vorba să-și propună că asta e direcția. Deci ca relația să fie una de încredere, atunci amândoi trebuie să vrea să devină oameni de încredere, adică să fie autentici, să renunțe la control. Dar asta înseamnă, nu trebuie neapărat să fie la același nivel, că sunt oameni la diverse niveluri de maturizare. Însă amândoi trebuie să ne hotărâm că direcția este cea a maturizării, de a eliberării de iluzii, fugă de sine și control, ca să putem să mergem împreună pe același drum. Faptul că cineva e mai în față decât tine e foarte fain, că te ajută și te încurajează și îți scurtează drumul dacă îți spune ce greșeli ai de evitat, pentru că o trecut deja prin ele. Deci nu e o problemă că cineva e mai avansat, e un ajutor foarte, foarte valoros. Însă atunci când vrem controlul, ne încurcă un partener foarte matur. Mhm. Te invit acum la o rubrică nouă, se numește nouă, pe care o am de fapt e de ceva timp, nu mai este chiar așa nouă. Se numește chestionarul cu idei de buzunar. Pe scurt, ideile de buzunar sunt acele idei care pot încăpea într-un buzunar din mintea noastră și pe care le putem scoate oricând avem nevoie de puțină inspirație, de claritate, că tot am vorbit de liniște sau chiar de direcție. Prin urmare, te rog să răspunzi așa cum îți place ție, cât mai concis și cât mai clar. Prima întrebare sună cam așa. Care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec? Este smerenia sau recunoașterea că suntem mici în fața existenței vieții, că nu putem garanta un rezultat. Sau mai simplu, dacă obiectivul este să învăț, să cunosc, nu există eșec. Însă dacă obiectivul este să demonstrez că ceva e adevărat în condițiile în care nu știu dacă e adevărat, imaginea de sine, de exemplu, atunci eșecul este doar faptul că nu era adevărat. Dacă vreau să învăț, să aflu că nu e adevărat, este un succes. Deci dacă caut adevărul, atunci asta este antidotul. Căutarea adevărului și a realității dincolo de așteptări și proiecții mentale, vise. Comunicarea este? Comunicarea integră și onestă este simplă. Și începe cu ce vreau. Și urmează să respect alegerea celuilalt, dacă vrea și el sau nu. Asta ar fi comunicarea simplă și eficientă. Vreau să mergem la un film. Tu? Nu. Ok. Da? Ce bine. Atât. Asta e comunicarea. Ea e la fel de simplă. Mai implică această renunțare la control, încât dacă aflu că omul nu vrea, las în pace, evident. Asta înseamnă prietenia. Nu să-l constrâng și să-l șantajez sau manipulez. Emoțiile sunt? Emoțiile sunt feedback la convingerile și alegerile mele din viață. O relație autentică și sănătoasă înseamnă? Înseamnă o încredere construită pe decizia de a ne maturiza prin recunoașterea adevărului și renunțarea la control. Simți că ești autentic atunci când? Atunci când ai o conștiință împăcată, când ești liniștit, bucuros, curios, pasionat, odihnit. Frica este pentru om ca? Ca un semnal că te autoamăgești. Fără cunoaștere de sine? Trăiești inconștient și suferința este inevitabilă.
Disciplina este? Perseverența de a continua după eșec, care arată că vrei să înveți, nu să-ți confirmi iluziile. Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața? Totul este exact așa cum trebuie să fie. Superb. Prezentul arată ca? Ceea ce vezi și mai ales simți în acest moment. Viitorul este? Necunoscut și imaginat. Și dacă ar fi să păstrezi pentru totdeauna o singură idee în buzunar, care ar fi aceea? Doar adevărul există, iluziile, speranțele, visele nu. Deci să pleci în căutarea adevărului. Da, știind că este foarte aproape și foarte simplu. Superb. Nu este ceva îndepărtat, nu este greu, nu este complicat. Superb. Vlad, îți mulțumesc tare mult pentru acest dialog. Cu drag. Mă bucur că ți-ai făcut timp și mă simt energizat și mă simt încărcat după acest dialog și sunt recunoscător și cu siguranță și cei care îl vor urmări vor rezona cu ceea ce am zis eu. Mulțumesc și mulțumesc și pentru oportunitate. Cu mare drag și îi îndemnăm din nou le sugerăm celor care ne urmăresc să te caute pe mureșanvlad.ro pentru că acolo descoperă practic sau pot descoperi adevărul. Acum ce o însemna pentru fiecare rămâne de văzut. Așa. Îți mulțumesc încă o dată și îți doresc mult, mult succes în toate proiectele și în toată activitatea ta. Și ție la fel.